Moldova a înregistrat 364 de cazuri noi de COVID-19 de ieri și până astăzi bilanțul total al infectărilor a ajuns la 15.078. Cele mai multe cazuri sunt în municipiul Chișinău și în regiunea transnistreană. La ora actuală, 416 pacienți sunt în stare gravă, dintre care 23 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Pe de altă parte, de ieri și până azi, 188 de persoane au fost tratate și externate. Numărul total de persoane vindecate de COVID-19 ajungând la 8.400. Până astăzi, de noul coronavirus, au fost răpuse 492 de persoane. Amintim că, din cauza menținerii numărului mare de infectări, starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită până în data de 15 iulie. Astfel, aflarea în locurile publice în continuare nu este permisă pentru grupurile mai mari de 3 persoane, iar pentru cetățenii care au peste 63 de ani nu este recomandată ieșirea din locuință, doar în cazuri de strictă necesitate. În același timp, rămân închise grădinițele și taberele de vară, iar organizarea nunților și altor ceremonii este interzisă. De asemenea, purtarea măștilor în spațiile publice închise rămâne obligatorie.